thank you Dragii mei, mă bucur pentru reîntâlnirea cu dumneavoastră, vă salut pe toți cei prezenți. Domnul să ne binecuvinteze, să mai avem câteva zile și se încheie și anul acesta. M-am gândit la un subiect care mă cercetează într-un mod profund, pe care studiez și pe care mă frământă pe mine și pentru faptul că am avut posibilitatea în anul acesta să ne apropiem mai mult pe baza dovezilor din Sfânta Scriptură, vi-l propun și dumneavoastră. Subiectul se cheamă cum Închei anul. Este foarte important lucrul acesta. Nu știu ce fel de pregătire ai făcut împreună cu familia sau într-un mod personal, nu știu cum am încheiat alții ani, dar aș vrea să vedem cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să încheiem anul. Asta e cea mai mare bucurie a noastră. Pentru că Biblia spune începutul unui lucru este cum este, dar dacă închei într-un mod plăcut și frumos înaintea lui Dumnezeu. Și plăcutul acela, frumosul acela, trebuie să fie în primul rând, primit cu dragoste și bucurie de Dumnezeu. Pentru ca bucuria noastră și inspirația să fie călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, vă propun înainte de toate să ascultăm o melodie frumoasă, este soare azi în viața ta. Și în viața mea și să rămână soare în viața noastră a tuturor prin melodia prezentată de frații noștri din fanfara conferinței Muntenia. Să ascultăm această melodie frumoasă și Domnul să ne inspire gândurile pregătite și vă mulțumesc într-un mod personal pentru rugăciunile pe care le adresați la Dumnezeu față de mine, pentru susținerea pe care mi-o acordați. Domnul să ne ajute ca încheierea acestui an să fim cât mai aproape de El și să facem o încheiere plăcută Lui. Să ascultăm această melodie! Ce frumos ar fi dacă în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră s-ar trece acum la sfârșit de an, fratele Daniel a stat lângă cuvântul lui Dumnezeu. Să se treacă și în dreptul dumneavoastră a stat de partea Domnului. Și Domnul în dragostea lui, în bunătatea lui, nu că suntem perfecti sau nu pentru că avem pe toate bune, dar să-și îndrepte privirea spre noi și să spună același Verset care este menționat în Sfânta Scriptură, în Luca, capitolul 13 și versetul 8. Să vedeți ce declarație frumoasă, să vedeți cu câtă dragoste anunță Domnul mesajul acesta. El este implicat acolo. În discuția, relativ în Biblie, pare a fi un grădinar care s-a ocupat până atunci, dar reprezintă pe Domnul Hristos. Și m-aș bucura ca în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră ca niște ascultători fidele ai cuvântului lui Dumnezeu să poată spune el să, poată, să spună în dreptul lui Daniel Doamne mai lasă-l și anul acesta dacă la fiecare sfârșit de an reușește Domnul Hristos în bunătatea lui să treacă în dreptul nostru mai lasă-l și anul acesta zic eu este o mare realizare nu este un merit dragii mei de ce zic nu este un merit? Vom vedea în următoarele sfaturi dacă noi am meritat să se spună în dreptul nostru lucrul acesta. Știți de asta cum este? Pregătirile de sfârșit de an, de cele mai multe ori, sunt de o altă natură, dar nu de o natură spirituală. Nu ne duc spre spiritualitate. Nici pregătirile pe care le fac frații noștri, nici pregătirile pe care le face societatea, nici pregătire poate pe care le face familia noastră de cele mai multe ori, pentru că nu poți să faci de capul tău și ești implicat sau dus într-o situație sau alta și datorită împrejurărilor din familie. Dar ar fi bine să se treacă în dreptul nostru și să se audă din cer un glas care spune în dreptul meu, mai lasă-l, mai lasă-l, nu a fost cum trebuie, dar poate pentru viitor va aduce roadă. Mai lasă-l și anul acesta, să se spună încheierea și anului pe care mai sunt câteva momente și îl încheiem. Și am găsit un paragraf ca să vedeți, să avem posibilitatea în fața Cuvântului lui Dumnezeu să ne facem și noi o analiză personală. Așa dacă ne fac alții o analiză, o să pe păi așa mă vede el cu ochii lui. Dar eu și Domnul mă, suntem pe o altă undă sau suntem diferiți de biografia sau de analiza sau de analiza pe care mi-o face biserica. Dar am găsit paragraful acesta și aș dori ca să începem cu el. În curând se încheie un alt an din viața ta. Cum poți privi înapoi spre el? Cum? Ai făcut progrese în viața spirituală? Ai crescut în spiritualitate? Ai răstignit euul tău personal împreună cu patimile și poftele lui? Ai un interes crescând în studierea cuvântului lui Dumnezeu? Oh, care este raportul vieții tale pentru anul care trece acum în veșnicie și care nu se mai întoarce niciodată? Și paragraful nu e pentru dumneavoastră, paragraful e pentru mine. Înțelegeți? Mă întreabă domnul acum la încheierea anului. Daniel, dar tu cum ești bine? Știi când te întreabă domnul, știi cam de ce te întreabă. Și spui, da, ok, am fost așa de bucuros, Doamne, și așa de încântat, mi-ai purtat de grijă în anul acesta și am în noi experiențe cu tine. Da, și ești bucuros de câtă dragoste ți-am oferit, de câtă purtare de grijă, de cum am fost cu tine, de câte te-am ferit și te-am ocrotit, de toate binecuvântările pe care, da, Doamne. Dar te vezi din partea mea să-l întreb, dar mi-e rușine, mi e greu. De asta cum sunteți? Și vine paragraful și ne spune exact ce vrea Domnul să ne spună. Se încheie un an acum curând, acum, imediat, în câteva zile, cum poți privi înapoi spre el? Cum te uiți înapoi spre anul acela? Ai făcut progres în viața spirituală? Ți-a crescut spiritualitatea sau cum ești? Ești mai bun, ești mai spiritual ca în anii trecuți? Da, frate, da, cum să nu? Până acum mai întârzieam la biserică, acum nu mai întârzi. De ceva timp sunt punctual. A și frații sunt mai înțelegători. Da, mai bun. Nu? Dar spiritualitatea, cum te simți? Bate inima ta mai mult pentru Domnul? Și ne mai întreabă, dar eu personal, frate Daniel, eu acela, mai se simte, mai este, mai există? Adică s-a petrecut nașterea din nou pe care și-o dorește Domnul din partea fiecărui credincios. E, pe mine mai mă deranjează, când au că mă bârfesc alții, când mă vorbesc alții de rău, când îmi scriu mesaje este așa, mai mă deranjează. A, n a murit eu-l, îmi spune Domnul. Deci mai ai ceva de făcut. Bine, dar hai să te mai întreb ceva, spune paragraful. Ai un interes crescând pentru cuvântul lui Dumnezeu? Cum ești la capitolul ăsta? Da, m-am apucat la începutul anului, mi-a luat un angajament, n-am reușit, decât primele zile, așa, atunci sunt eu un pic mai... După aia mă las mai moale și încep activitățile și mai uit. Și aproape am și uitat de angajamentul pe care l-am făcut la începutul anului, dar un interes crescând pentru studierea cuvântului. Sau dintre, ești din categoria aceea de oameni când aude cuvântul Domnului Iasomnul. Îmi spunea ceva, eu mi îmi place să mai ascult câte o predică așa, că eu atunci când ascult câte o predică, imediat adorm. Deci așa calmant și așa medicament liniștitor ca o predică nu e nimic mai bun. Adică orice cuvânt al lui Dumnezeu, că e citire, că e prezentare, dar mă, mă adorm imediat. Păi doar atât se vede. Ai interes profund pentru cuvântul lui Dumnezeu. Oh, care este raportul vieții tale? Făcut de tine, și după aceea să ridici privirea spre ce să spui, Doamne, se potrivește ce am scris eu aici? Raportul este la fel și în cărțile din ceruri. Spune David în scrierile lui, Doamne, iartă-mi greșelile făcute cu neștiință. Că sunt și dele. La încheierea unui an întreg, avem oare un raport al nostru personal? Se vede o creștere spirituală? Pentru anul acesta, anul care, spune paragraful nostru, se duce în veșnicie. Nu te mai întâlnești cu niciodată. Deci, ce nu ai reușit să faci anul acesta, e foarte greu să mai recuperezi. Păi, domnul, dacă e bun, ce n-am făcut anul ăsta, frate, dar îl fac la anul. Da, sunt de acord. Doar cu o singură garanție, nu de la noi, de la Cer. Știți care este? Să spună Domnul Hristos, mai lasă-l și anul acesta. N-a fost cum a trebuit până acum, dar tată, te rog eu frumos, mai lasă-l, îi mai dau o șansă. Poate la anul, poate anul viitor. Poate în 2023, în 2022 n-a fost. Dar e conștient, e pe drumul al bun. Poate că... Acum am găsit o idee grozabă care m-a făcut și m-a pus pe gânduri și cred că dumneavoastră va prinde bine dacă știți măcar rândurile acestea. Mulți, spune următorul paragraf, mulți mărturisesc a fi de partea Domnului, dar nu sunt. Dar ei mărturisesc că sunt de partea Domnului, dar nu sunt. Că toată greutatea acțiunilor lor se află de partea lui Satan. Dacă suntem de partea Domnului, și acum ne notăm noi, ne facem noi hârtiuța noastră. Dacă suntem de partea Domnului, gândurile, gândurile noastre sunt la el. Și cele mai plăcute cugetări, meditații, sunt în legătură cu el. Noi nu avem prietenie cu lumea, spunea paragraful. Noi i-am consacrat lui tot ce avem și suntem. Dorim mult să purtăm chipul lui și să respirăm Duhul lui, să facem voia lui și să-i plăcem lui în toate lucrurile. Cam așa ar trebui un raport frumos, frate Daniel. Cam așa s-ar merita din partea cerului să fie trecut în dreptul fișier la articolul tău, la dosarul tău. Acolo, la pagina ta albă care a fost deschisă la începutul anului. Așa ar fi bine dacă s-ar scrie. Adică, adică, mulți mărturisesc, dar durerea mea este, nu cumva și ai mei din casă, nu cumva și eu, nu cumva vreunul dintre dumneavoastră sunt trecut pe lista aceea, spune, unde mulți mărturisesc a fi de partea Domnului. Și Biblia, știți cum spune? Vin cu grămada la mine, stau înaintea mea ca poporul al meu, mă cinstesc cu buzele, dar cu inima. Și spunea paragraful în continuare, gândurile noastre nu sunt pentru Domnul. Și eu nu știu câte bucurii eu fi avut Domnul sau câte așteptări a avut din partea mea, dar vă spun la modul cel mai sincer, ca o mărturisire în fața lui Dumnezeu și în fața dumneavoastră, gândurile mele toate în anul acesta n-au fost pentru Dumnezeu așa cum și-a dorit el. Meditațiile mele n-au fost toate pentru Domnul așa cum și-a dorit el din partea mea. Nu pot spune nici la următoarea prază, Noi nu avem prietenie cu lumea Că știți cât ne place când ne bucurăm Când așa Dar acum de sfârșit de an Că suntem un pic mai lenjeri Mai vin și ai noștri de departe Ăștia mai de aproape Și mai încercăm și mai facem și noi Că așa ne, bucurăm Ce să mai zicem Dar nu cum își dorește Domnul Nu ca să-l convingem pe el Avem și noi legăturile noastre Știi de familie Mai ne sunăm Tu unde închei anul E unde Tu după prietenii, după gradele noastre de prietenie, de cu mese puse, cu bogate, da? I-am consacrat, spunea paragraful, dacă suntem pe a cerului și anul acesta a fost pentru Domnul, i-am consacrat tot ceea ce avem și suntem și purtăm noi chipul lui și respirăm Duhului. Frate Dani, e mult, e mult, E mult ce spui tu acum. Adică e prea mult, e prea mult. Dar asta își dorește Domnul. Asta își dorește Domnul. Cum încheie anul? Mă întreabă pe mine. Tu cum te vezi? Tu cum încheie anul? Pe frate Daniel, așa se pune problema la voi în biserică. Dacă nu ești într-o biserică, cum să mai pune problema așa? Uite, noi de sfârșit de da, an ne întâlnim, așa, ne... așa care ne cunoaștem, a fiecare vine cu te ceva, contribuie acolo, pune niște mese întinse. E, e, o bucurie mare că nu te mai întâlnești cu anul acesta. Și știi că și Biblia spune, bucură-te în tinerețea ta, fii cu inimă veselă, câte ești tânăr, umblă pe căile alese și plăcute. Da, na, în biserică se pune problema mai diperică. că voi ăștia care vă duceți toată ziua la biserică, dar noi ăștia care nu avem treabă cu biserica și ne vedem noi așa mai... Vă spun, n-ați știut până acum, poate, sau ați știut, va aduce un mare avantaj biserica. Spui, frate, nu știi ce spui, pe, mare, care e la mare avantaj? Citim acum. Să fim doar atenți, să vedeți cât de mare este avantajul la încheierea unui an să fi făcut parte dintr-o biserică și citesc ca să nu treacă timpul. Matei, capitolul 21, versetul 19. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze. Și a zis, de acum în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și pe îndată, adică pe momentul acela, smochinul, s-a uscat. Acum, o să spuneți, dar ce legătură are cu venitul nostru la biserică? Smochinul acesta s-a apropiat de Domnul Hristos de el. El nu era într-o grădină, el nu era îngrijit. Știți cum este un pom fructifer lângă un drum? Toată lumea de cu pietri în el, toată lumea îi merupe câte o creangă, mai stă toată lumea și se odihnește la umbra lui. Dar ce pretenții ai, frate, că în drum acolo bate vântul toată ziua, nu-l îngrijește nimeni, nu-l sapă nimeni de jur în prejur. Păi, dacă nu face nimeni nimic cu el acum, sincer, ce pretenții ai? Tu mai vrea. Da, dar Domnul a avut pretenții și la el. O, oh, nu, frate, ăștia se judecă mai târziu ăștia, nu. Nu, Domnul Hristos, venise vremea când să-L viziteze și pe el. Și asta a rămas o lecție și o învățătură pentru noi. Nu datorită faptului că Domnul este împotriva mediului înconjurător și că El din vorbele Lui, din expresiile Lui, ar usca copacii și pomii fructiferi. Pentru că agențiile de mediu din ziua de l-ar taxa de și l-ar amenda și cinci de pomii, dacă ar citi fraza aceasta. Nu, dragii mei, nu se pune problema așa. A fost o lecție pentru mine și pentru toți cei care sunt departe de o biserică cu viața lor, cu inima lor, cu sufletul lor. Crezând că dacă nu are, nici nu are cine. Ai văzut că în biserică dacă mai faci câte ceva, pe vin frații, îți mai faci așa un comitet, mai cheamă, mai stă de vorbă cu tine, îți mai citește câte ceva, poate te sancționează sau poate te felicită. Sau... Dacă ești singur așa de capul tău, nu zice nimeni nimic. Da, dar nu rezultă că nu poți fi sub obiectivul cerului, sub ochii direcți ai Domnului Hristos. S-a dus la el și n-a găsit roade. Și n-a fost nimeni în jurul lui, niciun ucenic care să-i spună Doamne, mai lasă-l, nu-i zice așa ceva, nu-l blestema. Asta că știi cum e, pomul care nu face roade anul să face la anul, dar face mai multe să vezi la anul dacă vii pe aici trece plin. Nu! Nimeni n-a zis nimic. Și pentru că nimeni n-a zis nimic, Domnul Hristos a uitat la el și a spus Roade nu ai, frunze ai conform smochinului și cei care cunosc regulile acestea, apar și roadele când apar frunzele. Numai că el nu avea. Ah. și nu e bun la nimic, măcar ca umbra acolo pe marginea drumului. Că ați văzut cât de important e pe drumul acelea aride și pline de soare și de căldură să găsești un moment de umbră. Nu, 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 Domnul Hristos a fost foarte ferm și a spus să nu mai mă mănânce nimeni rod din tine. Pentru că rodul este foarte important. Rodul nu este ceva opțional. Nu este dacă vreau, fac, dacă nu, nu. Doar noi ca oameni putem să avem părerea aceasta. Noi dacă ne convine ceva facem, dacă nu ne convine nu facem, pentru că așa suntem noi. Suntem liberi. Pe mine eu nu vreau să am niciun stăpân, eu nu vreau, eu nu vreau să am nicio... Nu vrei să ai, e bine. Dar unde ai ajuns? Unde ești? Ești lângă drum. Dar într-o zi, chiar acolo lângă drum, te vei întâlni cu privirea de care ai fugit. Privirea Domnului Hristos. Și privirea Domnului Hristos nu poate fi contestat. Dacă îi spuneam eu smochilului, n-a avut roade, toată lumea spunea, ăsta e un mincinos. A spus-o Domnul Hristos, nu l-a contestat nimeni. Nici ucenicii. Ce au rămas îngroziți ucenicii, au spus, Doamne, dar s-a uscat. Știți de ce? Departe de Domnul Hristos, nu există viață. Doar sub privirea Lui există viață. Despărțiți de mine, nu puteți face. Doar i-a spus nimeni și gata, s-a terminat cu tot. Și acum mai avem tot în Sfânta Scriptură, dar înainte de aceasta, aș vrea să concretizăm ideea aceasta a Domnului Hristos de a face rău, de a pedepsi. Pentru că ce nu, domnule, domnul n-a zis așa ceva. Domnul s-a uitat la el, a văzut că nu are și când a plecat el de acolo, nu. E o realitate. Domnul i-a spus să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și am găsit și un paragraf care mi-a plăcut mult de tot. Domnul caută să mântuiască, nu să distrugă. O carte istorică, o carte bună, o iubesc, cartea aceasta, îmi place de ea. Domnul caută să mântuiască, nu caută să distrugă. Deci nu asta e scopul lui Dumnezeu. El a trecut pe acolo, gata, mai usuc cum pom. Nu, e nicio problemă. Nu vezi, unul urma mea vine și ta, e bagă la foc, gata, s-a terminat. Nu! Dar problema este, da, a beneficiat și pomul acesta de căldură, a beneficiat de apă, a beneficiat de dragostea lui Dumnezeu, a beneficiat, da, pentru că spune Biblia, el dă ploaie și peste buni și peste răi. Păi clar, pe păi, dacă dă ploaie peste buni și peste răi, de ce? Și Domnul spune prin propetul Ezechiel, S -s -s, pe viața mea, zice Domnul, își pune viața. Pe viața mea, nu doresc moartea păcătosului. Acum există o logică în acest paragraf. Prin avertizări și îndemnuri, el îi cheamă pe cei neascultători. Și am trecut acolo în paranteză și caracteristica care îmi place mie mai bine. Și pe cei încăpățânați. Că de neascultători nu sunt mulți. Și, dar încăpățânați sunt mai mulți. Înțelegeți, noastră? Tot un fel de neascultare este. Dar nu, frate, ca mine. Să se întoarcă de la faptele lor rele și să se întoarcă la el ca să trăiască. Opa, cum stau lucrurile? E Domnul rău? Vrea Domnul să distrugă? E Domnul pus pe rele cu noi? Nu, tragi mei, nu asta e problema Domnului. Problema Domnului este pe viața mea. Nu doresc, doresc să-l facă o schimbare, dar nu o face. Și în dragostea lui am mai privit spre smochin. Că noi zicem, a, a, nu, e o frunză în vânt, e nimic. Nu! Pe toate plantele, pe toate, toate au fost săpate și plătite cu un preț cu sângele Domnului Hristos. Și dacă nici ele nu țin cont, și dacă nici noi nu ținem cont, aceeași afirmație poate fi trecută și în dreptul meu. A mai fost o altă categorie, spunem noi, în grădină. În grădină, mai gard, nu chiar oricine. Nu oricine intră în grădină. Se ocupă cineva de grădină, o analizează, o muncește, dar ești în grădină. Luca capitolul 13, versetul 6, el a spus și pilda aceasta, tot Domnul Hristos. Un om avea un zmochin în viața. Și a venit la el să caute rod, dar n-a găsit. Deci există varianta să nu aibă rod, să nu aibă spiritualitate, să nu aibă gândurile îndreptate spre Domnul Hristos, să nu aibă dorința de a citi, de a studia, de a cunoaște pe Domnul mai mult și multe alte lucruri se întâmplă și în biserică, adică în grădină. Când în grădină ai văzut, de fiecare dată vine și te așteaptă cu căldurică, dacă se poate și cu masa apusă, și dacă simți că ești obosit așa și nu mai poți, vine pastorul și te ia de acasă și te duce cu mașina la biserică sau preotul, mai fac și servicii de-astea. Adică ți se opere tot confortul doar ca să zici că vii acolo. Da, dar dacă vii acolo și n-aduci roada, e mare problemă. Nu aduci rezultate, nu se vede nicio schimbare. Asta e durerea Domnului Hristos și spune că s-a dus și acolo să caute roadă. Și n-a găsit. Atunci a chemat grădinarul, acel care avea o vie împrejmuită cu gard și pe care o muncea și o săpa și acolo în mijlocul vie avea și un smochin. Și s-a dus la el și i-a zis grădinarului, vierului, cel care se ocupa. Iată că sunt trei ani. Unu, doi, trei. Sunt trei ani de când vin și caut rod la smochinul acesta și nu găsesc. taie. el. A ce să mai cuprinde pământul degeaba? cu ce te împiedică? Mai contează în tot spațiul acela al grădinii, mai contează un pom. Cu ce te împiedică? Nu, 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 împiedică. Știți care este metoda și dorința lui Dumnezeu este? Dacă nu aduci rod, voi aduce pe altul care să aducă rod. În același spațiu oh, frate, la noi nu e așa în biserică. Păi la noi în biserică nu aduc alții rod de ani de zile, merg și se deschide ușa și se închide ușa și nu e fel nicio schimbare în viața lor niciodată. Și o fi trecut domnul și 2-3 ani și 30 pe lângă ei și nu a dat niciodată nicio schimbare și nu i-a mai scos din biserică. E tot în biserică și... Da, dar știți ce le spune cuvântul Domnului? Vai de voi, vai de voi! În 2022 nici voi n-ați intrat în împărăția celor, dar nici pe alții nu lăsați să intri. Și versetul 8 ne spune ideea Domnului. Doamne, a spus grădinarul, vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să sap de jur împrejur și am să-i pun cu noi la rădăcină. Și acum am zis în sufletul meu, mă, pe cine reprezintă grădinarul? Acela care depune efort, acela care își pune viața și serviciile la dispoziție. Pe cine reprezintă? Reprezintă pe Domnul Hristos. Este via lui, este purtarea lui de grijă, este munca lui acolo. Și el zice, mai lasă așa. Poate că va aduce roadă. Nu că nu știe Domnul când aducem noi sau când aducem, dar vrea să ne arate că ne mai operă încă o șansă. Ceea ce nu s-a întâmplat cu cel care nu este în biserică. Ați văzut avantajul cel mai mare pe care îl are cineva. Nu pentru că ne vede diferiți. Cu ce ar putea Domnul să ne vadă diferiți. Numai pentru că există și în aparență se vede că cel care este în biserică sunt mai multe speranțe la el. Poate data viitoare va fi sensibilizat de o predică. Poate data viitoare va fi sensibilizat de un moment de rugăciune. Poate data viitoare va fi sensibilizat de o cântare. Poate cuvântul Domnului va străpunge inima și va face o schimbare. Și Domnul spune, măi, dacă nu dacă n a făcut schimbarea, dar sunt tendințe de felul acesta, hai măcar. Și grădinarul spune, da' fac și eu ceva mai mult pentru el. Dar n-ai făcut și până acum, ba da, am făcut, dar de acum încolo vreau să fac mai mult. Îl sap de jur împrejur. Deci e acord o atenție mai mare decât atenția pe care m-a acordat-o la celelalte plante și la ceilalți pomi din grădină. Cine este grădinarul, dragii Cine dorește înaintea lui Dumnezeu care verifică roadele tuturor și faptele tuturor și gândurile și cuvintele tuturor? Cine și angajamentul? Mai lasă-mă că mă ocup eu personal de el. Ca să se treacă în dreptul meu, fratele Daniel Îndășoiu a încheiat anul 2022 mai aproape de tot, Mai aproape decât anul trecut, mai aproape decât celălalt, mai aproape decât celălalt. Și în dreptul lui Domnul Hristos poate să spună. Și ar fi bucurie pentru mine să aud vocea aceasta. Și ar fi bucurie pentru dumneavoastră să auziți în dreptul familiilor dumneavoastră. Mai lasă-l, că mai sunt speranțe, încă mai există o speranță la el. Mai există o șansă. Domnul spune, păi dacă sunt șanse pe păi măcar două roade dacă face, măcar trei, măcar să vedem. Sunt rezultate? Dragii mei, asta este ceea ce așteaptă Domnul de la noi. În timp ce noi ne frământăm, unde ne ducem, cu cine, n-aș vrea să vină cu tare acolo, dacă l-aș vedea, nu m-aș bucura. Vă dați seama, ce așteaptă Domnul și ce suntem noi și cu ce ne ocupăm noi. Ce pregătiri facem noi de încheierea anului și ce așteptări și ce pregătiri face Cerul. Cum analizează Cerul cu cea mai mare atenție și cu câtă cu, cu dragoste și cu câtă seriozitate cercetează fiecare frunză în parte, adică fiecare zi în parte, de a noastră. De ce? Ca să obțină ceva de la noi. Ca să obțină ceva pentru sângele acela care a curs din palmele și din picioarele Domnului Hristos, de pe fruntea Lui. Și nu se văd rezultate. Și mai sunt câteva zile, dar nu asta e preocuparea poporului Lui Dumnezeu. Dar nu asta e pregătirea noastră. Citesc un paragraf. La fel ca smochinul cu pretenții, putem fi acoperiți cu frunze, dar lipsiți de roade. Suntem la fel ca smochinul, cu pretenții, acoperiți de frunze, dar lipsiți de roade. Și acum vreau să citesc paragraful tot. Dumnezeu, prin fiul său, căutase roade, dar nu găsise. Israel, poporul său, era o povară pentru pământ. Chiar existența lui era un blestem, căci ocupa în vie un loc pe care l-ar fi putut ocupa un pop care dădea roade. Și pomul acela nu dă de, de roade. El jefuia lumea de bine binecuvântările pe care Dumnezeu dorea să le reverse asupra ei. Poporul Israel, versetul și gândul acesta e pentru mine, rândul acesta din paragraf e pentru mine și pentru dumneavoastră ca ascultători. Poporul Israel împățișase într-un mod greșit pe Dumnezeu printre națiuni. Nu numai că erau nefolositori, ci în mod vădit, în mod vizibil, erau o piedică pentru alții. Nici voi nu vă pocăiți, dar nici pe alții nu-i lăsa să se pocăiască. Și vă credeți că sunteți poporul lui Dumnezeu. Într-o mare răsună, într-o mare măsură, religia lor ducea în rătăcire pe oameni în loc de a-i duce spre mântuire, îi ducea spre ruină. Ce rușine! Ce rușine! Și acum vă întreb, se potrivește cu ceea ce vedeți dumneavoastră în biserica din care faceți parte? În familia dumneavoastră, în analizele sincere pe care le faceți dumneavoastră în rugăciune și în momentele acelea când vă simțiți aproape de Domnul. E real ce, ce spune paragraful acesta? Se vede? Suntem ca și smochinul cu frunze mai multe și cu roade deloc. Caută el roade la noi și nu găsește. Poporul în aparență, el se prezintă în fața națiunilor ca poporul ales al lui Dumnezeu nu sunt folositori. Deci fratele Daniel n-a fost suficient de folositor anul acesta, dar nu că n-a fost folositor, că dacă ar fi că n-a fost folositor, n-a fi o mare problemă, dar a fost o piedică. Au vrut alții să vină la biserică și când îl vedea pe el acolo sau când îl auzea pe el acolo sau când îi vedea comportarea, activitatea lui sau familia lui, zicea, păi frate, n-am unde să vin. Ți-ai pus vreodată întrebarea dacă n-ai reușit să aduci pe nimeni la Domnul Hristos anul acesta? Dacă ai fost cumva vreo piedică? Să încheia, nu ai fost cumva vreo piedică? A plecat cineva din biserică datorită ție? Sau sunt alții care nu pot să vină datorită ție? Și acum se pune întrebarea, dar dacă spune Domnul la sfârșit de an, taie-l, de ce să mai cuprinde pământul de ce? Sau poate că în îndurarea lui Dumnezeu ai câștigat inima cerului și o să spună mai lasă-l și anul acesta religia lor, religia, ca și când religia. Ce, oh, frate, eu am religia mea. Păi religia ta unde duce? Frate, frate Daniel, unde duce religia ta? Religia lor îi ducea pe oamenii rătăcire, nu spre mântuire. Acum vă întreb pe mine, asta, religia dumneavoastră. Doar așa să vă întrebați într-un mod personal. Unde duce? Spre mântuire? Religia dumneavoastră? Sau spre rătăcire? Uitați-vă la cei din biserică cu care mergeți, ce pregătiri fac. Majoritatea se întreabă unde încheie anul, cu cine, câți bani cheltuim, câți, ce buget am alocat pentru sfârșitul de an, ce prieteni ne-am ales în jurul ca să fie cât mai mare distracția, ca să fie cât mai mare bucuria. Așa încheie copiii Domnului? Păi dacă ar fi fost Domnul Hristos în zilele noastre, la fel încheie anul. Aia mergea cu noi la Kaufland, mergea cu noi la magazine de astea, frate, stai liniștit. Să găsească cineva să-i pună bani pe carci lui și mergea cu noi acolo, luam cu noi. Adică el nu face așa, dar nu poți, nu lăsăm așa să facă. Îl cu noi, luăm cu noi ca să fim și noi acolo, să ne simțim și noi bine. Umpleam plan Nu, că noi suntem mai, mai, reformiști, mai suntem, avem o reformă, frate. Suntem așteptătorii venirii Domnului Hristos. De cum mă aștept pe Domnul Hristos? Cum aștepți pe Domnul Hristos? Cu mesele încărcate și bogate și înainte de trecerea dintr-un an în altul, te duci în centrul orașului. Acolo, îl aștepți pe Domnul Hristos în centrul orașului. Și doar aveți acolo când un, artist care iese pe scenă, cum cântă, cum toți bat din palme, cu toți cu sticlele de șampanie în mână și copiii domnului n-au șampanie. Au de mai fără alcool, așa, mai pentru copii, așa, că ei nu, ei nu folosesc alcool, dar și să retrag și ei. Dar sunt și ei tot pe acolo. Păi dacă pe acolo sunt... Păi dacă asta este religie, asta este spiritualitatea, Domnul te întreba dacă inima ta bate pentru El. Păi în momentele abate pentru Domnul, în momentele alea ești direct într-o legătură strânsă cu cerul ca să-l convingi să-ți mai acorde har încă un an? Să zică cerul mai lasă și anul acesta? A, ah, mă frate Daniel, că puneți problema, pe păi dacă nici atunci n avem și noi bucurie când suntem liberi și când avem și noi așa o, câteva zile. Pe de... păi când, frate, să ne mai bucurăm și noi? Dar sunt și ei tineri, dar nu fac nimic acolo. Păi nu fac nimic acolo. Dar sunt prezenți acolo la jertele pe care le aduce Baal acolo. Ți-ai pus vreodată întrebarea dacă prezența Domnului Hristos ar fi fost vreodată în locul acela? A, frate, că dacă o luăm așa, de nu ai voie, de -aia nu ai voie. Păi de aveți, frate, bisericile goale. Pe păi de nu vine nimeni la voi la biserică, eu vă înțeleg. Dar dacă așa îngheați sfârșitul de an, pă, o să ajungeți niște de o să vă pară și vouă rău, și la copiii voștri că au mers pe calea Domnului. Știu? Dar roadele cu roadele cum stăm? Cum stăm cu roadele? Care sunt roadele? Pe păi ce, domnul, ia în calcul toate detaliile acestea. Contează că la sfârșitul anului pe mine mă prinde cu tot poporul în piața Universității din București sau în piața Constituției acolo, sărind în sus, îmbrățișând, ne spunând la mulți ani, strigând. Asta contează, frate? Nu contează, frate. Contează să ai inima pentru Domnul. Păi de câte ori a bătut inima pentru Domnul? Și de ce nu stai să bată pentru Domnul? De ce nu stai mai mult pe genunchi? De ce nu stai mai mult în post, în consacrare, ca să-ți bate inima pentru Domnul? A, frate, bă, dacă e așa, pe păi ce? La mine inima bate mai tare când e mai sătul stomacul, când, e, când ai de toate, când ai 20 de feluri de mâncare. Atunci bate inima mai tare. Da, dar nu bate pentru Domnul. Atunci bate după chipul veacului acestuia. Și cartea spune, nu vă potriviți, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Mă întreba cineva așa zâmbind. Dar ce eu am voie? Dumneavoastră aveți și noastră un pom așa acolo pe care să-l împodobiți? Arătați-mi câți pomi a avut Domnul Hristos de pe care i-am podobit. De doi pomi, spune în Sfânta Scriptură, că s-a întâlnit cu ei. Pe la care l-a blestemat și s-a uscat și s-a mai întâlnit cu ăla în grădină. Și el a spus, mai lasă și anul acesta, dar nu era împodobit decât cu frunze. Poate sunt deja un pom împodobit cu frunze. Nu mai trebuie să-l mai împodobești cu cadouri. Dragii mei, religia altădată era mai aproape de Domnul Hristos. Ne spuneau bunicii și părinții noștri când lumea își petrece în chefuri, în beție, în destrăbălare, fără să aibă privirea îndreptată spre cer, copiii lui Dumnezeu să facă ce făcea Iov. Ce făcea Iov când copiii lui erau departe de Domnul și simțea el că nu e bine, el trecea la post, la rugăciune, punea genunchiul jos și striga la Dumnezeu. O, oh, frate, s-a dus vremurile, au murit părinții noștri, se duc generațiile astea. Acum e o generație mai modernă, mai altfel, frate. Pe nu mai vezi. na, dacă tu tot îi dai cu destea, nu o să mai vezi niciodată generații de fermaci. Da, dar Domnul nu renunță la pretenția lui nici pe departe. Hai să citim și versetul care pare foarte important în tema noastră și care pune accent exact pe titlu. Poate că de acum încolo, Luca capitolul 13, versetul 9, poate că de acum încolo, de acum înainte, va aduce roadă. Dacă nu, îl vei tăia. De acum încolo. Deci până acum nu s-au văzut rezultate multe. Dar dacă de acum încolo se vede ceva, sigur. Și acum am găsit un paragraf care răsună în felul următor. Avertizarea aceasta răsună de-a lungul timpului, ajucând până la noi în această generație. Deci n-a fost la voia întâmplării versetul acesta trecut, poate că de acum încolo. Nu, asta răsună în fiecare sfârșit de an, adică peste câteva zile, imediat. Și în dreptul tău și în dreptul meu. Ai, frate, e sigur, ascultați-mă. Această generație răsună până ajungând la noi, în toate generațiile. Afirmația aceasta, avertizarea aceasta. O, oh, inimă nepăsătoare. Ești tu oare în via Domnului un pom neroditor? Cuvintele acestea de condamnare să fie rostite în curând și în dreptul tău. De când ai primit oare darurile lui? De câte vreme veghează și așteaptă el ca să răspunzi cu iubire, iubirii lui? Sădit în viața, sub privegherea plină de grija grădinarului, ce mare privilegiu ai avut! De câte ori n-a mișcat solia Evangheliei inima ta? Porți numele lui Hristos și aparent ești membru al bisericii. Totuși ești conștient că n-ai nicio legătură cu inima cea mare a iubirii divine. Darurile cele plăcute ale caracterului său, roadele Duhului Sfânt trecute în Galaten, știți dumneavoastră? Nu se văd în viața ta, spune Domnul mie acum. Nu se văd în viața ta, frate Daniel. Darurile acelea ale Duhului lui Dumnezeu le analizeze cerul. Roadele acelea nu se văd în viața ta. Și își dorește Domnul lucrul acesta. Deci n-a fost afirmația făcută doar pentru perioada aceea de timp, doar pentru grădina și pentru ocazia aceea. Nu! Răsună la fiecare sfârșit de an. Răsună întotdeauna. Totdeauna ne spune Domnul la fel vrei sau nu vrei să înțelegi. Nu renunță la pretenția lui deloc. De câte ori solia Evangheliei n-a mișcat, de câte ori n-ai plecat sensibilizat de la biserică sau ascultând o predică sau citind o carte sau ascultând o cântare sau participând la un moment de rugăciune cu frații, de încurajare. De câte ori porți numele lui Hristos, spunea paragraful, și aparent ești membru al bisericii, aparent. Dar inima ta nu are nicio legătură cu inima divină. Și nici roadele Duhului Sfânt trecute în cartea lui Galateni nu se văd în viața ta. Pentru cine, dragii mei, pentru cine este detaliul acesta? Ce credeți noastră? Acum aș mai avea foarte mult de zis, dar Așa, totuși, să ne gândim cu seriozitate la cum se vede anul viitor. Asta e o mare problemă, și totuși ar merita studiată cu atenție. E un gând frumos trecut în volumul 2, și mi-a plăcut ideea aceasta, și vreau să o citesc împreună cu dumneavoastră. Cred că a fost suficiente cuvinte ca să ne îndrepte gândul și privirea spre Domnul Hristos. Să nu cumva să-i spunem, Doamne, e nedreaptă hotărârea ta. Ai fost bun cu mine anul ăsta și acum la terminarea anului, în loc să-mi ofer șansa să mai trec și în anul viitor. De ce să spui, mă tai de ce să mă pe locul degeaba? Și poate în îndurarea lui Dumnezeu îi câștigăm inima. Și să spunem dreptul meu, să spunem dreptul dumneavoastră, să spunem dreptul familiei mele și a copiilor mei și a soției mele și a părinților mei, să treacă și în dreptul copiilor dumneavoastră dorința aceasta a Domnului Hristos de a trece într-un alt an. Și am un paragraf interesant pe care să nu-l uitați niciodată și pe care să-l citiți măcar o dată pe an când trecem în anul următor. Volumul 2, pagina 221-222. La intrare în noul an, fă ca aceasta să fie o serioasă hotărâre de a merge pe calea ta înainte și în sus. Fă ca viața ta să fie mai înălțată și mai înflăcărată decât a fost până acum. Fă ca inima ta să fie de o altă natură, nu? În căutarea nu după interes, după plăcerea ta, ci după înaintarea cauzei răscumpărătorului tău. Și acum, pentru viața ta începe în curând, pentru că în viața ta începe în curând un nou an și în cartea. Și în carte, întregul raport, se va trece o nouă pagină. Care va fi raportul înregistrat pe, acest, pe paginile ei? Să fie oare pătat cu neglijență față de Dumnezeu, de sarcini neîmplinite? Ferească Dumnezeu, spune paragraful. Fă ca de acum încolo, măcar înainte, pentru viitor, să fie înregistrat un raport de care să nu-ți fie rușine, să fie descoperit și văzut de oameni și de îngeri. Măcar de acum încolo. Dacă nu s-a reușit până acum. Măcar de acum încolo. Pentru că trece o nouă pagină. Și ne am zis, bă, ce mare pagină. Dar nici nu știu câte pagine a avut de raportul de data trecută. Nici nu știu câte a fost trecut în el, dacă a fost de bine sau de rău. Nu, îmi dau seama. Dar nici nu mă interesează așa. Scopul meu este să-mi să, să dea Domnul viață. Că nu aș vrea să-mi ia. Viața noastră este în mâinile lui Dumnezeu. Nu-ți face planuri multe pentru viitor până nu primește aprobarea Domnului mai lasă-l și anul acesta. Convinge-l că n-ai fost suficient de inspirat că ai fost asaltat de lucrurile din lumea aceasta că n-a bătut inima ta întotdeauna așa cum o aștepta el și așa cum și-o dorește el de la mine și de la tine. Dar măcar de acum mai e o șansă nu rata dacă auzi din partea Domnului Hristos mai lasă-l și anul acesta e de bine! E de bine. Era o poezioară pe care o știam când eram mai mic. Are strofe mai multe, nu. Voi spune decât câteva gânduri. De te întreabă cineva, te-ai schimbat tu cu ceva? Da, a răspuns, mă lupt mereu. Dar, în schimb, ce sunt? Tot eu. Adică, tot ce am fost până acum. Nu te ajută la nimic. Nu mă ajută la nimic. Gândul Domnului Hristos ar fi acesta. Doamne, mai dăm har. Dacă mai există îndurare, dacă nu s-a închis harul pentru mine și bunătățile tale se înnoiesc în fiecare dimineață pentru mine, vreau ca odată cu intrarea în anul următor să se vadă o schimbare pe care și-o dorești. Începând din prima zi să se vadă că de acum încolo spiritualitatea mea este în creștere, așa cum citeam paragraful. Și că gândurile mele, meditațiile mele sunt pentru Domnul Hristos. Nu mai vreau să mai mă gândesc în altă parte, vreau la Domnul Hristos viața mea la sfârșitul anului următor pe care Domnul ți-l va pune la dispoziție să fie trecut pe raportul acela care este deschis în prima secundă din anul acesta, la primul apus de soare. Atunci începem. Știți, așa spune în Biblie. Nu la miezul nopții nu? Biblia spune a fost o seară și o dimineață. Așa începe cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când apune soarele, să primește aprobarea Domnului, să spună, mai lasă și anul acesta. Vreau să intre în 2023 și aștept de la Daniel o schimbare mai mare decât a fost până acum. Aștept mai mult, am să-l sap de jur în prejur, nu cum te sapă prații în biserică. Știi cum să te sape. Te sapă de o așa manieră ca să aduci roadă. Nu ca să te. Știi? Nu, no, te, te într-o așa manieră să aduci roadă, te udă, stă lângă tine, îți vorbește, nu știe ce să-ți mai facă. Dar la sfârșitul anului viitor să poată să treacă în dreptul tău, s-a văzut schimbarea, s-a meritat. Nu-mi pare rău că am spus, mai lasă și anul acesta. Cuvintele, nu avem timp să nu le mai auzim niciodată. Și nu și le dorește Domnul să audă din partea noastră. Și ca apel, înainte de momentul de rugăciune, și înainte de a vă spune că avem șansa și posibilitatea să mai ascultăm o temă interesantă, și pentru joia viitoare, la orele 20, aș vrea să vă menționez și să vă spun că există o cântare în care spune Nu am timp. E, să nu rămână acesta trecut ca ultimele cuvinte din anul acesta Nu am avut timp ca și fi făcut ceva mai mult pentru Domnul. Din contră, să spunem Avem timp! Și Domnul a plătit prețul acesta și timpul acesta și vrem să-l valorificăm și să-l trăim pentru Domnul. Să fie această experiența ta acum la încheierea acestui an. Să poți spune că este important cum încheie anul și nu este deloc lipsită de importanță. Nu neapărat trebuie să ai mulți în jurul tău, dar să-l ai pe Domnul Hristos care să se uite în ochii tăi și în dragostea aceea pe care ți-o arată prin privirea lui să spună vreau să te mai las un an. Îți mai acord o șansă. Cred că anul viitor vei aduce mai multă roată. Să te ajute Domnul să fie această experiență ta. Să ascultăm această melodie după care aștept ca împreună cu dumneavoastră să avem un moment de rugăciune și să ne rugăm Domnului să ne predăm ca încheierea acestui an să fie trecută în cărțile din ceruri așa cum își dorește Domnul. Măcar acum în ultima perioadă de timp. Oameni pe lângă noi în grabă. Alergă toți după nevoi, în grabă. Și dacă te salut, o face tot în grabă. Iar te zâmbești, o face scurt și tot în grabă. N-avem timp să zâmbim. N-avem timp să iubim, N-avem timp să-i prețuim pe noștri dragi. Facem totul doar în grabă, Pământul tot mai mult ne leagă, Și apoi sfârșim dezamăgiți și obosiți. N-avem timp să zâmbim, N-avem timp să iubim, N-avem timp să-i prețuim pe noștri dragi. Facem totul doar în grabă, Pământul tot mai mult ne leagă, și apoi sfârșim dezamăgiți și obosiți. La rugă ne plecăm și noi în grabă Îi spune și ce ne voi în grabă Și dacă pregătim o jertfă tot în grabă Trăim pe fugă mereu triști și tot în grabă N-avem timp să zâmbim N-avem timp să iubim, N-avem timp să-i prețuim pe noștri dragi. Facem totul doar în grabă, Pământul tot mai mult ne leagă, Și apoi sășim, dezamăgiți și obosiți. N-avem timp să zâmbim, N-avem timp să iubim, N-avem timp să-i prețuim pe noștri dragi. Facem totul doar în grabă, Pământul tot mai mult ne leagă, Și apoi sfârșim dezamăgiți și obosiți. Părinții astăzi sunt tot mai grăbiți Alerg într-una să fim mulțumiți Ei vor să avem un trai cât mai ușor Să stăm cu ei de vorb un ceas ne este dor Părinții astăzi sunt tot mai grăbiți Aleargă într-una să fim mulțumiți Ei voi să avem un trai cât mai ușor Să stăm cu ei de vorb ceas. Ne este dor N-aveți timp să-i N-aveți timp să iubiți, naveți timp să-i prețuiți pe voștri dragi. Faceți totul doar în grabă, Pământul dat mai mult vă Și apoi sfârșiți, dezamăgiți și obosiți. n timp să zâmbim, N-avem timp să iubim, N-avem timp să-i prețuim pe noștri dragi. Facem totul doar în grabă, Pământul tot mai mult ne leagă, Și apoi sfârșim dezamăgiți și obosiți. Scumpul nostru, Tată, venim înaintea ta în numele Domnului Hristos. Să-ți mulțumim pentru gândurile frumoase pe care le pregătești de fiecare dată pentru noi. Îți mulțumim, Tată, că ne iubești așa cum noi nu merităm. Iar anul acesta te-ai purtat așa de frumos cu noi. Ne-ai copleșit cu dragostea ta și vrem ca încheierea aceasta de an să poată, Tată să schimbe impresia aceea urâtă pe care am făcut-o noi în drumul vieții noastre față de tine. Anul acesta ai avut așteptări mari de la noi. În anul acesta ne-ai iubit mult și ai dorit ca inima noastră să bată doar pentru tine. N-am reușit. Ne pare rău, iartă-ne, te rugăm. Ne-am dorit la începutul anului să studiem mai mult, să fim mai aproape de tine. Și noi și familiile noastre. Nici aceasta n-am reușit. Dar ne pare rău. Și credem că prin Domnul Hristos și prin subiectul pe care l-am ascultat, vei găsi din nou bunătate pentru fiecare dintre noi și exprimarea cuvintelor pe care le-ai spus în grădina aceea în fața smochinului să poată să fie cuvintele pe care le vei exprima în dreptul fiecăruia și în dreptul ascultătorilor noștri, Tată. Să spui și în dreptul lor, să spui și în dreptul meu, mai lasă-l și anul viitor. Și aștept schimbări mai mari de la noi. Și îți mulțumim pentru această dragoste pe care nu o merită. Ajută-ne ca până atunci, în clipele acestea puține care ne-au mai rămas până la încheierea anului, să facem o schimbare și să te convingem, să renunțăm la, în a ne pregăti pentru încheierea anului așa cum obișnuiește lumea să o facă. Și să avem privirea și gândurile îndreptate spre tine, doar să te convingem că suntem pregătiți să intrăm în anul următor și că paginile din anul următor și al raportului care se va trece în anul următor va fi trecut în dreptul nostru, mai aproape de tine. Este tot ceea ce ne dorim. Din ce în ce să fim mai aproape de tine, să nu ne mai scuzăm niciodată că nu avem timp. Ajută-ne, Tată, și dă-ne timpul necesar de ne Duhul Tău cel Sfânt într-o măsură bogată, ca să putem, Tată, să fim mai aproape de Tine. Și toate schimbările pe care n-am reușit să le facem până acum. Și ai văzut asta. Măcar de acum încolo să se vadă în viața noastră. Este rugăciunea pe care ți-o înălțăm acum. Înainte de a-ți mulțumi și de a lăsa în mâinile și în brațele purtării tale de grijă pe ascultătorii noștri. Vrem, Tată, să se facă voia Ta cu ei. Și cu noi. Pentru că te-am rugat și îți mulțumim în numele și în sângele prețios al Domnului Hristos. Amin.